cine sunt aici? Nu, nu este legea. Cine știm? Dar cât e important să faceți? Eu le am acele mici care... Da, după care am făcut. Ia uitați mamele noastre. Două cu lopata, două cu... Cât ești de faine, cât ești de frumoase, măi. Străbunielul cu mama mea și cu bunica și înainte de a-i duce în Siberia. E ca aici să ia, tovarășul este. E ca vezi că e documentat. Hai să vă bucurăm. Asta este. Ești tu, da? De unde? Aici. Siberia, la... Unde anume? De la Irkutsk, 600 de kilometri în sus, încolo. La... Bă, dai, bă, încolo. Taișet, după Taișet. După Taișet, la Paciun. Dar vezi că sunt toți basarabeni sau sunt șoare? Păi, toți basarabeni. E că ăsta-i tata, ăsta-i sora mea, ăsta-i mama, eu. O familie. Și dumneavoastră sunteți aici? Da, ia câtele, ăsta-ți eu. Ia nu arătați ca să vă fac o fotografie, să arătați cu deci. Nu, 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 nu. Dar e frumoasă asta. Ei, asta e frumoasă, am alta mai frumoasă. E ca asta, ea-i mătușica și ea care ați filmat-o. Scaun. Aici ea, îl petrecem pe un... Dar ce frumos pozau, ce frumos pozau, ce compoziție frumoasă. Acum nu mai fac poze. Asta dumneavoastră sunteți? Asta e moșul meu, cel mai scump om al meu după mama. Dar el e mormântat în Ucraina, printre altele. Nu le-a permis să vină acasă. Da. Așa că acum ea nepoții lui din război au fugit și anul trecut, jumătate de anul, adică la începutul război, jumătate de anul trăit la noi. Eu sunt și eu. Ei, sâmbătă au fost aici la... Refugiați. Da. Așa că și noi facem cât ceva. Brave, brave. Și s-o ales. Felicitări. Să vă dau adresa de e-mail. Eu, dar dumneavoastră n-ați văzut cu tine. Asta e medalia lui Bunielul meu, da. Este o smachetă. Să-i vină în timp. Da. Și da. Și rezultatul lucrurilor de pe tonă. Așa am rămas, apoi i-a adus înapoi și pe fratele, pe rând, Gheorghe și pe Sfântul.